Laura Codruța Kövesi, întrebată dacă intenționează să candideze la președinție, campioana a dat, unei mari iubiri. Așa este, a dat următorul răspuns. Nu, nu doresc să candidez la președinția României. Poate ca să fiu mai clară, răspunsul meu este nu, no, nein, nie. Și dacă mai practic puțin cu colegii din EPPO, o să pot să răspund nu în cele 17 limbi oficiale care se discută în EPPO. Vreau să construiesc o instituție europeană, independentă, puternică, care să protejeze mai bine bugetul Uniunii Europene și nu doresc să candidez la președinția României. Iată că lasă o mică portiță acolo. Mm-hmm. O să vorbesc cu colegii să învăț și celelalte limbi. Deci faptul că nu neagă în 17 limbi înseamnă că sunt anumite... Că mai avem niște șanse ca Laura Codruța Kövesi și să candideze, ok? Aici Pițur care zice clar că nu e șanse. No. 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 Cum vezi, Radu? O cred pe Codruța Kövesi, spre deosebire de Ion Cristoiu, care pe canalul său de YouTube spune că nu cred că nu va candida Vâlinioara. Sigur, greșeala nu e a lui Ion Cristoiu, e cel care a titrat, dar care nu are toate clasele și nici toate cratimele sau nu știe să le pună. Eu tind să o cred pe Codruța Kövesi din mai multe puncte de vedere. Unu, ea are încă multă treabă de făcut acolo. A început, a construit o structură de la zero și cu foarte puțini colegi. Și a însemnat și proceduri, a însemnat și recrutare de noi membri, a însemnat construcția asta tot felul de lucruri. Ori nu te oprești după ce ai început totuși să lucrezi și ai niște prime rezultate. Doi, o asemenea candidatură i-ar aduce un spor de nepopularitate. Cel puțin în rândul unei mari părți din electorat. E un electorat macist, care nu cred că va vota o femeie în funcția de președinte al țării, chiar dacă femeia ar merita. Este, cred, această discuție urmarea unui zvon, nici nu știu cum să-i spun, unui enunț, hai să zicem așa, al lui Kelemen Hunor, care în 2019 a spus că, din câte știu eu, Laura Codruța Kövesi va candida din partea USR-ului și de acolo zvonul ăla a luat o pauză și acum s-a reactivat. Personal nu cred și nu cred nici în bucuria corupților care, vai de mine, uite, au scăpat de o posibilă candidatură de vânător de corupți. Nu, Laura Codruța Kövesi cred că e mai bine plasat acolo ca procuror șef european să observe marile scurgeri de finanțe spre buzunare particulare. Prin urmare, cred că ea își va continua activitatea acolo. Din când în când se mai agită așa stafia Laurei Codruța Kövesi ca om impenetrabil și care, odată venit în țară la putere, va fi justițiarul de care e nevoie într-o țară sălbăticită și într-un sat fără câini. Oamenii încă vor umbla țepeș. Știu. Tocmai de asta eu cred că ea nu-și va abandona lucru de acolo și, repet, în momentul în care ești candidat la președinție, nu prea atragi foarte multe simpatii. În momentul în care devii președinte, abia atunci începi să culegi capital de ranchiună, de resentiment, de antipatie. Până și cele mai trandafiri persoane cu blazon nepătat, în momentul în care ajung președinți, vor fi supuși tirului și la un moment dat oprobriului. Li se va imputa orice, li se va pune în cârcă vremea, canicula, mai știu eu, creșterea de prețuri, seceta, calitatea proastă a drumurilor, totul va cădea în seama președintelui. Dar cred, repet, că Laura Codruța Kövesi va rămâne acolo. Uite.